Meci de Champions League în această seară pe Prima TV. CFR Cluj va fi față în față cu echipa elvețiană Young Boys Berna. Nu vorbim despre o formație de muzică, nu. E un meci pe teren propriu în manșa tur din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Bogdan Cosmescu, jurnalist Lux Sport, este chiar acum în platoul Focus la Prima Oră. Bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața. Bună dimineața. Deci nu cântă muzică. Oamenii ăștia joacă fotbal, joacă bine fotbal. Joacă binișor. Da, serios? N-au bătut anul trecut. CFR a mai jucat cu ea anul trecut, avea nevoie de o victorie la Berna. A deschis scorul și a fost scandal mare. Era ultima etapă din faza grupelor Europa League și a fost scandal mare. Că s-a dat un penalti, Bălgădean, în fine, nu într-un amănunte. Toată lumea a zis că a fost scandal, că a fost furăciune, că Elveția, că... Dar ei sunt neutri, nu? Dar pentru cine e important n-a fost acest meci? Pentru fotbalul nostru, pentru că stăm prost de tot. Ne apropiem, deci, ne apropiem, Maria și Maria de desfințare. Pozitive. Cum ne apropiem așa? De desfințare. Păi toate cele trei echipe din Conference League, apropo, s-au făcut trei competiții europene. Ok. Asta a treia este ultima. Și este pentru ăștia mai sărmani, în care noi am zis că o să ne potrivim mai bine. Nu, am fost eliminați din primul tur de niște echipe pe care acum, nu mă duc acum 30 de ani, acum 10 ani le băteam de lomoram. CFR Cluj, fotbalul la preliminarele mondiale suntem rău, adică stăm aproape scoși, vom juca acum în toamnă, în septembrie, și doar așa, o conjunctură, să începem noi să-i batem pe toți, n-ar mai băga în cărți. La Olimpiadă a fost ce a fost, n-am dat niciun gol. Am dat un gol care a fost autogol, deci stăm prost, iar CFR Cluj este singura care pare să mai miște un pic. Nici ea nu a jucat grozav. În turul precedent a bătut niște băieți din Gibraltar. Nu știu dacă voi știți că se joacă fotbal. Nu, se joacă fotbal. Au loc? Toată lumea pe un singur stadion. Sunt 8 echipe și toată lumea joacă pe un singur stadion. Și abia am bătut. Niște unii de 40 de ani, 39, semi-amatori, adică ei nici nu sunt profesioniști 100%. Patronul echipei respective îți oferă un loc de muncă și sigur că te tratează un pic mai bine. Adică îți dă drumul să te duci la antrenament, îți dă drumul să te duci la meci și îți mai dă un bonus în plus că faci sport. Deci meciul este foarte important pentru noi și el poate fi văzut și pe primaplay.ro și, mă rog, partida extrem de importantă. Pentru că este o șansă să ajungă în Champions League. Bogdan, și care ar fi aturile fiecărei echipe în parte? Ale noastre, ale elvețienilor? Nu știu, s-a schimbat ceva de la ultima confruntare despre care vorbeai în 2020? Sunt două echipe care au instaurat o hegemonie în fotbalul elvețian, respectiv românesc. Adică CFR Cluj, după cum știți, are 4 titluri consecutive. Da. La fel și Young Boys Berna. CFR Cluj, din păcate, după părerea mea, arată mai rău ca în sezoanele precedente. Sunt niște motive obiective. S-au schimbat fundașii centrali, a mai spus un jucător, a venit alt antrenor cu altă filozofie. Sigur, un antrenor foarte bun, Marius Șumudică. Cred că CFR trebuie să tragă foarte tare, pentru că, după cum cred că știți, grupele Champions League au fost teritoriu interzis pentru echipele românești în ultima vreme. Iar acum, culoarul pare oarecum favorabil. Young Boys Berna, sigur că elvețienii pleacă favoriți, iar dacă îi bați pe ăștia, mai ai de jucat cu învingătoarea dintre Ferencvaros și Slavia Praga. Iarăși, alea sunt favorite. De Slavia Praga am auzit. Da. Și de Ferencvaros, nu? Budapesta. Sună. Da, deci este o conjunctură oarecum favorabilă, dar sigur că trebuie să se autodepășească. Da, spune la un moment dat că putem să ne desfințăm, că nu e nicio problemă. Și oamenii ăștia care conduc fotbalul, pare că ne arată a pierde, e normal. Sau ei cumva sunt foarte mulțumiți. Le merge de minune. Salarii de nebunești, așa numai când te gândești, tot felul de deplasări, le merge bine. Ei sunt singurii cărora le merge bine în fotbalul românesc. Dar ar trebui să vină acolo unde sunt și rezultatele, cel puțin așa am învățat până acum. Nu știu dacă e corect, ai învățat. Nu, se pare că nu. Adică sunt multe, eu pe măsură ce îmbătrânesc îmi dau seama că destul de multe principii nu prea se mai potrivesc pe care le-am căpătat de-a lungul vremii, iar ăsta este unul dintre ele. Bun, pe altă parte n-am ce să zici, pentru că Federația Română de Fotbal este singura privată care nu primește niciun fel de bani de la buget. Okay. Fotbalul nu primește niciun fel de bani de la buget. Și până la urmă nu poți să te uiți în curtea omului cum gestionează și poți să faci scandal pe margine, dar n-ai niciun drept să zici ceva, zici, domne, dar ce faceți cu banii, de ce vă dați salarii mari, de ce nu merge treaba? Ei atrag bani, fotbalul român e un sport atractiv, deși rezultatele la noi sunt în ultima perioadă extrem de modeste. Au raportat, deși nu au reușit să califice la campionatul european, au raportat încasări buget record. Din punctul de vedere, dar lucrurile par să meargă. Dar era povestea aia cu 40.000 salariul lui Regencamp la Craiova sau ceva? Adică mi se pare un salariu uriaș. Asta este fotbalul.
Și cum se întâmplă, în mod normal, salariul este în funcție de ce produci. Iar fotbalul produce. Drepturile astea de televizare valorează în jur de 30 de milioane de euro pe sezon. Bogdan, vreau să ating subiectul și al arbitrului, Dani Machelie, olandezul, care nu e neapărat străin de controverse. Ar trebui să ne temem de el, nu noi suporteri, echipa. Omul a dat un penalty, absolut incredibil. Și a dat dovadă de o aroganță minunată. Da, a fost în sensul inventat că penaltiul acela? Nu că a fost inventat. El a văzut, poți să nu vezi. Dar exista VAR. Asta vreau să zic. Exista VAR și... Aici nu e VAR, așa că n-ai nicio emoție. Exista VAR și putea să verifice. Nici cei din VAR, de la VAR, nu i-au tras atenția. A fost o fază foarte, foarte ciudată. Sigur că experții în arbitraj din plan european au găsit explicații că, vezi, Doamne, nu intervine decât dacă... În fine, nu contează. Dar este un arbitru de care nu cred că are treabă nici cu noi, nici cu Ian Boys Berna. Nivelul este mult prea mare pentru ceea ce se întâmplă aici. Noi suntem deocamdată încercând să scoatem cap. Deci ar trebui să ne uităm la prima, să ne lămurim dacă acest meci de Champions League este ceea ce trebuie. Da, și este și săptămâna viitoare și returul va fi. Voiam să te întreb o chestiune, că am văzut știrea la Maria, și anume era foarte supărat și Mudică pe Kipciu. Și că a ieșit supărat omul de pe stadion să nu se mai întoarcă la echipă, l-a pedepsit... Și Mudică... Afectează cumva toată povestea asta, ceea ce urmează să se întâmple? Sau? Și Mudică e un tip foarte abil. Ok. Probabil că, din ce am înțeles eu, acolo a fost un incident la antrenament. Da, așa e. Bă, se întâmplă. Sigur că nu este bine să se întâmple, sigur că este de evitat, că trebuie să fie o atmosferă de prietenie, de grup. Da, asta este numai teoretic. Aproape niciodată nu se întâmplă, sau foarte rar, ca întreg grupul să fie într-o activitate unde se implicați 30 de oameni, na. Mai par bisericuțe. Mie mi se pare că probabil că el avea ceva cu Kipciu după această reacție. Mai ales, repet, mai ales și Mudică, deși pare așa un tip care aruncă cu vorbele, este foarte abil. Foarte abil. Deși n-ar trebui să fie supărat pe Kipciu, pentru că el l-a calificat aici, CFR Cluj, în primul tur. A fost într-o situație foarte complicată cu niște bosniaci, iarăși niște particulari, iar niște oameni care a ajuns în prelungiri. Și în minutul 117, Kipciu a prins un șut ăsta absolut deosebit și a reușit să-i califice. Nu prea înțeleg de ce s-a întâmplat chestia asta, dar mă rog, lotul CFR-ului, sau lui CFR, CFR-ului, este destul de bogat numeric și valoric echilibrat, așa că nu e o problemă. Rămâne să ne lămurim despre ce este vorba, nu? Până la urmă. Vedem, ne uităm la meci, la ora 21, la prima TV. Mulțumim frumos, Bogdan.